Locuri de muncă la cules de mazăre în Danemarca și Portugalia. Vâlcenii care acceptă să lucreze în condiții grele în agricultură își pot depune CV-urile până la data de 10 decembrie 2018. Muncitorii selectați vor suporta cheltuielile cu transportul și cazarea. Aceste locuri de muncă vacante sunt oferite de firma Greenpeace, firma care vine în țara noastră să ofere aceste locuri de muncă din 2008. 100 de locuri de muncă vacante sunt oferite de această firmă pentru Portugalia, iar 100 de locuri de muncă vacante sunt pentru Danemarca. Pentru Portugalia, perioada de muncă este martie-iunie anul următor, iar pentru Danemarca, iunie-septembrie. Transportul, în primul caz, este oferit de angajator cu recuperarea costurilor din primele salarii, iar pentru locurile de muncă din Danemarca, transportul este sarcina lucrătorului. Pentru Portugalia, persoanele vor fi cazate în căsuțe și se vor plăti utilitățile aproximativ 100 de euro pe lună. Pentru Danemarca, cazarea va fi în rulote și se vor plăti utilitățile în jur de 1,5 euro pe zi. Pentru muncitorii care merg la cules de mazăre în Portugalia, salariul poate ajunge la 700 de euro brut pe lună, în timp ce vâlcenii care merg în Danemarca vor fi plătiți în funcție de cantitatea de legume culeasă. În ceea ce privește salarizarea, în Portugalia, angajatorul va oferi în jur de 700 de euro brut pe lună pentru 173 de ore lucrate și în jur de 1950 de kilograme de mazăre. Ce se depășește peste această cantitate, angajatorul va plăti cu un 0,3 euro brut ca și bonus. În Danemarca, plata muncii va fi funcție de cantitatea de mazăre culeasă și se va începe de la un 0,6 euro brut pe kilogram plus un 12,5% bonificație. Persoanele interesate vor trimite CV-ul la adresa de e-mail angajatorului. Angajatorul va preselecta aceste CV-uri, ne va trimite nouă tabelele cu persoanele preselectate, noi vom înștiința persoanele preselectate care se vor prezenta la interviu ce va avea loc în a doua jumătate a lunii decembrie la Slatina. Vâlcenii pot obține mai multe informații despre condițiile de muncă accesând site-ul angajatorului. Pe lângă oferta angajatorului danez prin rețeaua Eures, mai sunt disponibile în această săptămână aproximativ 2000 de locuri de muncă în alte 15 state din spațiul comunitar. Cei interesați sunt așteptați la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea.